doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna noiembrie. Avem și astăzi 14 minute de ordine de zi, locul domnul președinte să preiască conducerea ședinței. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Bine ați venit la ședințele ordinare ale Consiliului Local Dărmănești din data de 29.11.2018. Ordinea de zi de astăzi are 15 puncte cu tocuri diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate? Nu. Nu? Abțineți? Împotrivă? Voi am o explicație. Am depus două proiecte de... două inițiative de proiecte. Și vreau să mi se explice care a fost motivația. Bine, dar trebuie explicat pentru că nu poate să respinsă. Doamna secretar. Da, cum să zic. Aveți două proiecte de hotărâre. Unul prin care spuneți un buget participativ. Așa. Așa. Ala va fi pe dezbatere publică. Doamna ședința a publicat ieri pe site-ul primăriei. Pe dezbatere publică bugetul pentru anul 2018. Nu confundați. Bugetarea participativă, iar ceva. Eu, haide să vă spun. Deci pe inițiativa de bugetare participativă, intrăm pe de stat republică, exact, vorbim de bani publică, și vom prinde bugetare participativă la dezbaterea publică a bugetului. Da? Iar a doua problemă era cu modificarea denumirii piațetei, cu modificarea numelui unei străzi. Avem o denumire la piațetă, nu? O propunere. Așa. Așa. Înainte și... de a intra pe proiect de hotărâre, trebuie aviz de la prefectură. Pe marginea schimbării numelui, străzi, țaberei, dacă am înțeles, cu dreptul schimbat. Deci, mai pe scurt, domnul consilier a venit cu o idee de a denumi o stradă. Din, mă rog, cum se cheamă strada respectivă, da? Deci, denumirea străzii Taberei să se modifice, să cheme Maria Șchiobien. Sigur că strada Taberei trebuie la fel făcută de spatele publică, să vedem de unde până unde. Am avut o discuție cu unul din cei care au proprietăți de starea datație și nu a fost de acord să știți cum ne trebuie văzut. Dacă vorbim la diverse, discutăm aici. Deci tot așa pe dezbatere publică putem face și dacă oameni... Voiam doar să discutăm motivația pentru care nu aceste... Eu am crezut, mă gândesc că probabil suntem aglomerați luna asta. Nu, e vorba de dezbatere publică, să facem așa ceva. Să amânăm, dacă nu putem să știm exact despre care e motivația că nu au putut să intre sau și nu au să intre toată ordinea de zi. Și este vorba despre, dacă vreți să vă prezint, despre ce proiecte e vorba. Bugetarea participativă, care există deja în câteva orașe din România, este vorba de propunerea către cetățeni a Consiliului Local, respectiv a Pânării, să vină cu inițiative sau cu informații și propuneri de rezolvarea unor lucrări de interes local, precum un spațiu de eu știu, în sănătate, șosele. Nu este așa. Hai să vă spun. Vă citim. Deci pe bugetarea participativă, orașele care făceați referire din astră, bugetarea e în felul următor. Se face dezbatere publică, se aloc oamenii să se și niște proiecte. Cetățenii pot să știu niște probleme care se confruntă în localitate. Să formuleze idei și inițiative proprii pentru ca viața fie mai bună, să fie ascultat de altă înțeleasă și să vadă ce părerea e, chiar părerea lui chiar contează. Când e vorba de o parte a bugetului local. În sensul că în viitorul buget al... Da, să prinde și ideile cetățenilor, cum ar veni. Să se axeze pe nevoile stringente cetățenilor, să vină idei de la ei. Nu în sensul că oricine propune să și materializeze. Păi, da, era vorba ca cetățenii,
să poată să depună niște inițiative pe o platformă care va fi inițiată de către primărie. În funcție de aceste inițiative, aparatul primar, aparatul primăriei, să le selecteze cele mai importante, acestea, prin 5, 10, 15 proiecte, date spre vot la cetățeni, și primele 3, 5, în funcție de un anumit buget alocat, care să fie luate în considerare către primărie și executate. În sensul că un cetățean propune o anumită lucrare într-o anumită zonă și aia va fi votată de cei mai mulți cetățeni din și atunci aia va fi sigur. Păi e ok, noi consilierii nu avem audiență cu cetățenii, noi consilierii nu venim cu propunerea cetățenilor pentru ce vă spun eu, cetățeanul poate să, da, să depună un proiect de lege pe o platformă. Dar și dumneavoastră veniți prin nu, au dreptul cetățeanul să vină cu ideea. La dumneavoastră, la domnii consilieri. O platformă al primăriei, nu la deci. Haideți să facem în felul următor. Noi, în perioada următoare, vom lansa în spatele publicului. Să vedem care sunt cetățenii care doresc anumite proiecte în zona lor, pentru că e foarte interesant acele proiecte. Doar o parte din buget se duce pe bugetare. Exact. Și noi trebuie să stabilim în funcție de solicitările lor cam cât. Și se fac niște proiecte acolo. Exact. Deci exact. Se fac niște proiecte. De asta v-am spus eu. Perfect. Ideea era că noi lansăm dezbatere. Noi nu aprobăm sumele, aprobăm ca proiect. Dar nici nu știm ce proiecte. Ce? L-ați primit proiectul la mată. Ca proiectul de hotărâre. Îl lansăm în dezbatere publică, s-ar putea cetățenii să fie de acord cu bugetarea participativă. Nu știu. S-ar putea să... Nu știu. Hai să vedem. Lansăm în dezbatere publică și luna decembrie, dacă vedem. Pentru că atunci aprobăm și nu este de acord să particip și efectiv cu o idee la ce se întâmplă în această zonă și cu banii din meu bugetul local. Dar și așa ședințele Consiliului Local sunt publice. Și așa ședințele Consiliului Local sunt publice. Asta e un lucru. Vreau să-mi înțeleg despre cei doamne, dar o să mă și celălalt proiect era vorba de Marina Știrbei, care a fost inițiatoarea primului aeroport din Sărbani. Nu. A fost datorită ei România în al doilea război mondial, a avut o companie aviatică, da, sanitară. Da. Era pilot. Și o perioadă din viața ea că a locuit în Dărmânești și la castelul nostru. Aici a făcut un moment dat și un spital de campanie, unde a adunat și copii și răniți. Și propunerea noastră, care era să dăm denumirea unei străfea, să putem o stradă care nu are niciun nume, pentru că aleea actorilor la partea la putea să dăm pe drumul senatorului, așa, fraza Marina Știrbei, deci nu trebuie schimbat pe bulearii. Unul, mă scuzați dumneavoastră, așa, propunerea să dăm și o denumire la piață, dar ideea era că să putem modifica proiectul. Pe urmă, în propunerea noastră era și în fața clubului să fac o cap, o statuietă în memoria doamnei și o domnișoare Maria Știrbei, care a fost, într-adevăr, unul din primii piloți și femei ai României, dar nu prima. În schimb, ea a fost cea care a făcut unitatea aviatică sanitară în al doilea război mondial și care mai avem o mândrie că a trăit în Dărmănești. Și ele poate cu Barbu Știrbei, care probabil știți cine a fost cu cam aia era ideea. Dumneavoastră trebuie împărțită în trei. Dumneavoastră aveți trei puncte distincte în proiectul de hotărâre pe care l-ați inițiat. Odată aveți așa, să modificăm o denumire de stradă. Aici ne trebuie... Nu să modificăm, să dar dacă nu avem... Nu ca să nu modificăm, chiar ce ați zis, domnul Croșu, perfect de acord, să găsim... Propunerea să găsim soluția, să dăm urmă o stradă unde sunt două case și atunci ai schimbat sau o stradă care nu are nicio casă. Și avea reușit situația asta și era cel mult mai ușor. Da, în sensul că se potrivea cu centenarul anul. Despre era așa. Dar ați spus strada tabelei. Odată, la articolul 2 ați spus să atribuim o denumire piațetei. La fel atribuim o dezbatere publică în sensul ăsta. Nu putem să punem noi... Cum? Am făcut o dezbatere
publică, când am dat de lumină la o anumită stradă sau... Nu știu. De când păi, spune acum, dar ce mi-e sunt timp, da. Am dat de lumină, 3 de lumină la 3 străzi. Ce când sunteți dumneavoastră aici? La Codalacul. Se fiu și la Codalacul. Da. Dar nu era o schimbare dar de nume, era un nume direct. Nu, și acum am parat de voie, nu schimbare de nume. Da, piața din fața primăriei. Cum se numește piața din fața? În toate proiectele pe care noi le avem astăzi, cu fonduri europene, noi așa denumim aici. Piațeta din fața primăriei. Credeți dumneavoastră, știi cineva că e de piațeta oficială, dar și am denumit-o noi de la și de treptat. Nu era chiar așa de strigent această problemă. Deci nu cred că erau niște proiecte de hotărâre care... Nu, acum, ăsta era pentru centenară, cu încercarea participativă. Eu aș fi dat de spate, cum să se cheme piațeta, nu știu, Ștefan cel Mare, Dărman... Cine ați propus pentru oraș? Și nu e o chestie. Dacă al treilea articol, vorbiți despre buget, să punem în bugetul local pentru anul 2019 60.000 de lei. Iar, era o propunere, da. Păi da, dar în același proiect de hotărâre. Nu putem să aprobăm bugetul pe 2019 cu 60.000 de lei. Nu aprobăm bugetul, facem o propunere de hotărâre. Ați spus alocarea. Ați spus din... alocarea a 60.000 de lei pentru... la secțiunea cultură pentru realizarea unui bust al Mareanei Știrbei, care va fi amplasat în Centrul Cultural de Mira. Deci spune să alocăm o sumă de bani. Așa. Deci nu putem pune același buget, proiect de... Deci nu avem buget astăzi. Deci nu putem să facem o propunere. Exact. Așa. Că și bugetul modificăm. Așa este motivația pentru care... Chiar dacă noi făceam, putem să modificăm. Bun. Da. Mulțumim. Mi-ați înțeles. Trecem la deci cu 15 voturi pentru și o abținere, ordinea de zi a fost adoptată. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de data de 31.10.2018. Domnul Dragoș. Da. Am o vot. Deci sunt de acord cu asta, dar am o... durere, să zic așa. În momentul în care am spus că domnul Balaș nu iartă pe nimeni, nu a fost formula respectivă. Am spus că domnul Balaș, mă refer la șurubolțe locale, nu este Dumnezeu ca el să ierte pe cineva, așa cum mi-a spus mie, în momentul în care eu am făcut o parcare neregulamentară. Mi-a spus de data să vă iert. Domnul Balaș trebuia să ia măsurile legale, nu să-mi spună mie că el, nu iartă, el mă iartă pe mine. Nu aveam nevoie ca să mă ierte dumnealui. Asta se le facă, eu știu, cu copiii lui pe acasă, cu cine vrea dumneavoastră, nu cu mine. Sau cu alte persoane. Și așa, este un proces verbal? Asta, nu, deci asta vreau să vă spun, nu că am văzut asta, că el nu iartă pe nimeni. Polițistul comunitar. Da. A zis, bă, sunt bală și așa. Și... Bă, dacă polițistul meu răsunam, ce să faci? Îmi pare rău, nu? Polițist. Vă rog. Tot legat de domnul Balaș, am văzut că este prins, totuși este lasă-mă, lasă, vorbesc acum trebuie. E polițistul local, am zis, nu zic o dată, polițistul local de vorbesc. Tot legat de acest domn Balaș, și în momentul în care eu sau un alt coleg îl chemăm în fața Consiliului ca să vină să-și prezinte activitatea, rog personal ca să fie el prezent aici. El este pus pentru apăra liniștea publică în Dărmănești, pentru a comunica cu oamenii și presupun... Și presupun, băi, nu, legat tot de el, nu? Nu, ca să nu mai există la diverse. Deci nu mai stau la diverse să se prezintă acum, că era legat de el. Să vină el personal să-și prezinte activitatea în fața Consiliului. Eu sunt convins că se prezinte foarte bine limba română, să ne poate prezenta activitatea dumneavoastră. Punem la punctul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abține, cu 16 voturi pentru, procesul de balanță de anterioare a fost adoptat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2018 al UAT Orașul Dărmănești, avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Urbanism, inițiator primarul orașului Dărmănești, domnule primar. Da, foarte pe scurt, avem o rectificare de această dată negativă. Diminuarea venitului bugetul local cu suma de 48,3 lei. Asta se datorează faptului că pe cotă de parcate, datorită diminuării impozitului la 15% la 10%, dar pentru
acest sfârșit de an am pierdut 90.000 de lei. Deci statul, pentru înțelesul tuturor, trebuia să ne, din cotele de bancate, să ne direze niște sume. Datorită acestor modificări, am pierdut doar în această perioadă 90.000 de euro. Diminuarea este cu 48,3, adică, vedeți, din 900 de milioane, doar 48,3 influențează negativ, pentru că am avut creștere la celelalte capitole. Vă rog pe doamna contabil-șef să facă precizările vis-a-vis de... Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul recurselor.
frecvențelor acordate elevilor din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism, inițiator, primarul orașului Vermănești. Domnul primar, vă rog. Da. La fiecare an, Consiliul Local a aprobat la solicitarea unităților de învățământ trei categorii de burse pentru elevii din Vermănești. Și aș menționa aici bursă de merit, bursă socială și bursă medicală. Deci noi am făcut demersul către directorii de școli, am primit acele adrese și pentru anul 2019 avem un număr destul de mare de burse și, de exemplu, la Liceul Tehnologic avem 88 de burse sociale, 11 de merit și 4 burse medicale. La fel și pentru școala numărul 2, școala numărul 3, școala Flopu. Am identificat aceste burse, așa cum spuneam, pe cele trei categorii și sper în bugetul din 2019 să reușim să alocăm și resursa financiară. Dacă sunt întrebări. Vă rog, domnul Moise. Dacă toți suntem la școli de profesori, o întrebare primită din partea câtorva profesori. Ce se întâmplă cu decontarea navetei pentru profesori? Da. La momentul discuției noastre, nu am plătit naveta pentru luna octombrie și noiembrie, nicio problemă cu profesorii, dar nu avem resurse financiare să plătim această navetă. Va trebui să vedem care sunt soluțiile. La acest moment nu avem bani pentru a plăti aceste naveta și cred că în bugetul pe anul viitor nu vom mai putea bugeta în naveta pentru că nu avem cum să o bugetăm. Ținând cont de creșterile de salarii, ținând cont de legile date vis-a-vis de acele drepturi salariale, ținând cont de diminuările vis-a-vis de anumite taxe și impozite și chiar acum ați văzut că am putut o explicare negativă, nu avem cum să mai acoperim aceste nevoi. Sunt legi date, noi trebuie să acoperim aceste cheltuieli în funcție de lucrurile pe care le avem. Soluția de a crește impozitele și taxele oamenilor pentru a plăti naveta la profesor nu e cea mai corectă și nu sunt în familie. Deci, la momentul ăsta nu avem bani și cu siguranță vom vedea dacă anul viitor vom mai plăti aceste bani. Mergem din nou la ideea că nu avem ce să facem. Totuși ar fi bine să ne gândim că e vorba de educația copiilor noștri. Ne gândim foarte bine și vedeți că pentru copiii noștri am reușit să punem acești bani pentru burse. Am văzut, da? Da? Și alegând între nevoia de burse și nevoia de navetă, cred că nevoia de burse e pe primul loc. Pentru copiii noștri. Dacă vom reuși să identificăm resurse în bugetul pe 2019, cu siguranță vom plăti și acele navete, pentru că până acum am plătit acele cheltuieli. Dar la momentul ăsta nu avem. Și dacă nu avem bani în bugetul local, nu avem cum să le plătim. Da, în teritoriu, printre profesori, am mai auzit niște discuții că de fapt, consilierii ar fi de vină pentru faptul că nu se mai dau, nu se mai decontează naveta. Deci nu cred că e un vinovat, da. Nu consilierii, ci lipsa banilor. Da. Că dacă vă dați seama, dacă noi am avea bani, de ce să nu... Așa cum am dat până în luna septembrie, cu siguranță... Da? Deci nu e de vină nimeni, ci lipsa acestor bani. Până acum așa faptul că avem un grad de încasare destul de slab, 60%. De unde să... Da, deci naveta trebuie plătită integral, iar gradul de încasare 60%. Domnul Vesca? Pentru că doamna consilierul Nichitelu a pus o întrebare și nu i s-a răspuns, o vă informez eu că, conform hotărârii de guvern 1062/2012, publicată în monitorul oficial 756 din 9-11-2012, prevede acordarea burselor pentru elevii din școlile profesionale în cuantum de 200 de lei, excepție face luna noiembrie când se acordă 500 de lei, bursa se acordă printr-o cerere formulată de elevul major sau părinții acestora care este vinovat. Da. Eu spuneam... Cine plătește așa ceva? Spuneam mai bine. Este o hotărâre de guvern. 1062 de pe 2012. Din ce buget? Din ce buget? Din ce buget? Nu știu, nu prevede și buget. Da. Deci noi am făcut o solicitare către directorul de școli și mi s-a comunicat numărul burselor. Mai departe, da. Noi, ce mi s-a comunicat? Nu, dar nu e nimeni vinovat. Nu a venit cererea din partea școlilor. Și s-ar putea, nu știu, hotărâre, s-ar putea să fie din bugetul local. Dar dacă votăm, ne putem face votăm în lege și vedem cine acordă. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru?
Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare a fost adoptat. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre pentru aprobarea cesiunii contractului de închiriere numărul 19072 din 17.10.2018, încheiat cu SECE Zanfir SNG, privind spațiu comercial în suprafață de 840 metri pătrați, aflat în domeniul privat al UAT Orașul Dărmănești. Avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Domnule primar? Da, în data de 1.11.2018, SECE Zanfir SNC ne-a făcut o adresă prin care solicită acordul Consiliului Local pentru cesionarea contractului de închiriere încheiat cu primăria orașului Dărmănești către Mega Imaj. Este vorba de o investiție nouă în spațiul pe care noi îl avem închiriat către SECE Zanfir, așa cum solicită și aici Mega Imajul și-a manifestat intenția de a investi în orașul Dărmănești. Au nevoie de, de această cesiune aprobată de către Consiliul Local. Acolo sunt niște clauze care noi le-am discutat în ideea de a păstra costurile de echipă pe care noi le aveam încheiate cu Zanfir. De asemenea, legat de investițiile pe care Mega Imaj le va face în acest spațiu, din punctul de vedere interesul și, să zic, avantajele Consiliului Local și a localității sunt păstrate în acest contract de cesiune, la fel ca și în contractul pe care l-aveam cu Zanfir înainte. Deci este doar o cesiune către un alt investitor. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, în unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere de SCM Mega Imaj a fost adoptat. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului, tarifului la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile. Avizează Comisia Juridică, Comisia de Finanțe și Comisia de Urbanism, inițiator primarul orașului Dărmănești. Domnule primar? Da. Am avut o solicitare din partea APIP Bacău pentru majorarea cețului la apă și canal. Ne-au prezentat avizul camerei SCE-ului. Propunerea mea, în urma discuțiilor avute pe comisie, este să amânăm acest proiect de hotărâre și să lansăm dezbatere publică imediat după ce terminăm ședința, doamna secretar va lansa o dezbatere publică cu cetățenii vis-a-vis și Consiliul Local vis-a-vis de această majorare, urmând ca luna decembrie să luăm o decizie în funcție de rezultatele pe care noi le-am, să zic, la care am ajuns după această dezbatere publică. Deci, dacă sunteți de acord, propunerea mea este să amânăm acest punct de vedere, acest proiect de hotărâre și să luăm o decizie după dezbaterea publică. Dacă aveți întrebări, dacă aveți și eventual, în momentul în care facem dezbaterea publică, nu ar fi bine să invităm și un reprezentant să le explice, deci, să le spună. Cu siguranță. Așa. Și cetățenii, în mod direct, să pună ei întrebări. Ei, categoric, au mai multe dureri decât noi. Cu siguranță și din toate zonele Dărmăneștiului să vină să se prezinte, respectivul reprezentant să răspundă la întrebări și după aia o decizie, o conturăm în... Inclusiv dumneavoastră, poate, consiliere să fie prezent la această dezbatere. Da. Mulțumim. Deci, supunem la vot amânarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru amânare? Pentru amânare, da? Amânare. Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind modificarea prețului la apă și canalizare a fost amânat pentru ședința viitoare. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Chiriac Cosmin Alexandru, în vederea refacerii locuințe distruse parțial în urma unui incendiu. Avizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe, inițiator primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da, în data de 6.10.2018 a avut loc un incendiu la locuința familiei Chiriac Cosmin, iar în data Alexandru, iar în data de
1 noiembrie, domnul Chiriac Cosmin Alexandru s-a adresat cu o cerere către Consiliul Local de a putea sprijini cu parte, cu ceva, refacerea acestei locuințe. Noi am propus acordarea unui ajutor în valoare de 2000 de lei în material. Deci, ca eu știu, și la ceilalți cetățeni pe care i-am ajutat. Materiale. Materiale. Vorbesc un ajutor în materiale în valoare de 2000 de lei. Și cetățeanul mi-a și comunicat că ar fi interesat, dacă dumneavoastră aprobați, să trece cărnică sau trece ceva ca să își refacă repede locuința afectată. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind un ajutor de urgență familiei domnului Cosmin Chiriac a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea traseelor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dermănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și Comisia de Urbanism. Inițiator primarul orașului Dermănești. Domnule primar, vă rugăm. Da, în fiecare an, Consiliul Local aprobă traseele microbuzelor școlare. Fac precizarea că noi avem două microbuze. Un microbuz este al primăriei, un microbuz este al liceului tehnologic. Și în fiecare an, spuneam, se aprobă aceste trasee. În noua anexă pe care am atașat-o la prezentul proiect de hotărâre, s-a ținut cont în limita posibilităților și de solicitările din cursul anului 2018. La acest moment, am făcut solicitări către Ministerul de Resort pentru încă două microbuze, pentru că nevoia este la Dămănești mult mai mare decât putem face față cu cele două microbuze. Sperăm ca în cursul anului 2019 să beneficiem măcar de un microbuz din cele două solicitări, măcar un microbuz să putem avea, pentru că cele două microbuze care le avem nu pot acoperi, așa cum spuneam, nevoia. Și nici nu putem să, eu știu, prelungim prea mult traseele celor două microbuze. Din punct de vedere al timpului, nu reușesc să mai ajung la unitățile de învățământ la timp și nici capacitatea. Deci, am ținut cont de limita posibilităților de solicitările din 2018, dar la momentul de față sunt încărcate 100%, chiar mai mult decât 100%. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, domnul Petre, vă rog. O să revin și în ședința de direct ordinară, pentru aceeași probleme care au legat în ședința de comisii, că întrebând pentru stabilirea traseelor microbuzelor de ele, de ce elevii claselor de liceu, din Procu, din mine, nu sunt asigurați de transportul lor la liceul din Dermănești. Deci, în funcție de dacă solicitările pe care noi le-am făcut vor fi rezolvate favorabil, în sensul de a ne da un microbuz, încercăm să acoperim și zonele care la momentul ăsta sunt deficitare și să vedem, da, în limita posibilităților, dacă va reuși să acopere și cartierul Procu. Noi, să știți, am făcut o adresă la fiecare școală și directorii ne-au comunicat nevoile principal acolo, la Procu, pentru Procu vorbesc, nu e nevoie. Iar pentru partea de liceu, nu se decontează. Aici avem o oarecare problemă. Da. Înainte se dădea cele din partea Consiliului Local, cele abonamente. Curtea de conturi a venit și a spus că nu e legal. Și am avut o întreagă, pentru că ar fi fost mult mai ușor pentru, de exemplu, elevii de liceu, care nu au au microbus sau ceva de genul ăsta, de contam niște abonamente și dar, iar și aici avem o problemă că... Deci nu se mai decontează abonamentele transportului elevilor de liceu. Curtea de conturi a spus că nu sunt aceste deconturi legale și le discută și facem mai rău. Vin după 2 ani sau 3 ani și discută niște sume care inițial au fost 5 lei și după 2-3 ani așa niște sume foarte mari. Dar poate deconta liceul. Dar poate deconta unitatea, da. Deci aia altceva. Da. Deci eu vorbesc de deconterea Consiliului. La Târgu Ocna și Comănești, vă spun sigur că există. Decontează liceul? Da. 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 Nu știu. Poate ajută și primăria, asta nu pot să știu. Încă n-am verificat, dar o să fac verificări și o informație.
Dacă mai sunt întrebări? Nu, nu țin. Dacă nu, domnul Moise, tocmai ce ați vorbit, vă rog. Nu, pentru Brătulești. Ar mai fi chiar mulți copii care vin la școala din centru și chiar destul de greu, având în vedere că mulți dintre ei trebuie să pleacă prin cartierul chinezesc. Unde știm prea bine ce se întâmplă. Deci unul din microbuze, dacă îl lua, cu siguranță va veni de la rupturi de sus, pentru că avem solicitări de acolo, în Brătulești și... Da, chiar vă rog, pentru că e foarte riscant pentru că... Da, în celul din microbuze de capacitate mai mare, da. Se poate să rezolve mai multe. Dacă vine tot pe zona aia, blindați. Da, mulțumim. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, să punem la vot cine este pentru. Abține. Împotrivă, în unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea traseilor din propunerea roșiei pentru anul școlar 2018-2019 a fost adoptat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUS, plan urbanistic zonal, în vederea construirii obiectivului construire a pensiune prin schimbarea destinației imobile existente, casă de vacanță în orașul permanent județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și Comisia de Urbanism, inițiator primarul orașului Ermenești. Domnule primar, vă da, am avut o solicitare în data de 23 noiembrie din partea doamnei Adelanu Corina, pentru a supune aprobării Consiliului Local planul urbanistic zonal privind construirea agropensiunii prin schimbarea destinației din imobile existente. Ați primit la mapă documentația, cred că ați văzut despre ce este vorba. Doamna, din ce am înțeles, a accesat un proiect european și are nevoie de acest curs în regim de urgență. Pentru că dacă nu se aprobă acest plan urbanistic zonal, pierde finanțarea. Sigur, vrea să dezvolte o agropensiune în zona Padana. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă, în unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a două terenuri în suprafață de 40 de metri pătrați fiecare, precum și completarea anexei la HL22/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Termănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și Comisia de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului de Ermenești, domnule primar, vă rugăm. Da, în ședința din luna octombrie am avut pe ordinea de zi un proiect pentru construirea două refugii montane în zona Parcului Mare și Nelina, pentru a putea să fie finanțat acest proiect. Este necesar ca terenul pe care se amplasează respectivele refugii, să le trecem, module să le trecem în domeniul public. Inițial, discuția a fost că este eligibil proiectul dacă terenul se află în domeniul privat al UAT Oraș Bermănești, după care se pare că lucrurile s-au schimbat și pentru a putea fi finanțat, avem nevoie ca acest teren să facă parte din domeniul public și nu privat al orașului Bermănești. Proiectul de hotărâre vine și propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al primăriei. Este vorba de două terenuri în suprafață de 40 de metri fiecare, metri pătrați. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, în unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren în domeniul privat, în domeniul public, a fost adoptat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HL22/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Termănești, județul Bacău, prin introducerea zonelor aferente strada Plocu, în lungime de 2619 metri liniari. Avizează Comisia Juridică și de Urbanism, inițiator primarul orașului Termănești. Domnule primar? Da. Spuneam într-o ședință anterioară că am aprobat studiul de fezabilitate pentru Plocu, pentru asfaltarea unui kilometru de drum.
am constatat că la Plumbu, ca de altfel și în alte cartiere, doar o parte din străzi se află în inventarul domeniului public al primăriei. Și restul străzilor, ulițe ce mai avem noi pe acolo, nu apar în inventar. Neexistând în domeniul public, noi putem face investiții pe aceste străzi. La Plumbu am identificat 2619 metri liniari de străduțe, străzi, capete de străzi, din strada Plumbu, care nu fac parte din domeniul public. Proiectul de hotărâre vine să completeze inventarul domeniului public prin introducerea tuturor străduțelor din cartierul Plopo, așa cum scrie aici, aferente străzii Plopo, în inventarul domeniului public, în așa fel încât lucrări, viitoare lucrări de modernizare, asfaltare, proiecte europene și așa mai departe pentru cartierul Plopo se poată să fie eligibil. La acest moment, spuneam, fără să existe introducerea în domeniul public, nu putem face aceste investiții nici din bugetul local și nici din fonduri naționale sau guvernamentale. Cu siguranță, lunile viitoare vom veni cu completări și pe celelalte cartiere. Să știți că, în singurul caz, avem multe situații în care e prinsă doar strada principală, iar restul nu. De aia sunt foarte multe străzi pe care nu avem extindere, canalizare sau rețea de apă, pentru că ele nu apar, nu figurează. Pentru că au prinsă mai de mult în inventar. Dacă aveți întrebări? Domnul Petre, mulțumesc, domnul Dumar, pentru hotărârea care ați spus în aprobarea din ședința de astăzi, cu stabilirea traseului de tuturor drumurilor adiacente, cu străzii principale, pentru că acestea, deci, în momentul caz, deci, erau, noi nu puteau să facem nimic, nici pe nimic, nici pe nimic, deci, cu asta, cu hotărârea foarte bine, pentru că sunt cuprinse total în circuitul, deci, rutiera, așa de lucru. Aparținând minorităților românilor, pentru anul 2019, la nivelul orașului Termănești. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Termănești. Domnule primar, vă rugăm. Da. Ministerul Afacerilor Interne ne-a transmis în data de 5 noiembrie adresa numărul 23252, prin care mi se solicită întocmirea planului județean de măsuri, conform hotărârii de guvern numărul 18 de 2015. La întocmirea acestui plan, așa cum spuneam, am ținut cont de hotărârea de guvern și mai mult decât atât, am constituit un grup local de lucru pentru aplicarea strategiei guvernului de incluziune a cetățenilor români, aparținând minorităților rome, romi în special, pentru anul 2019 și din acest grup de lucru fac parte 14 persoane. Am încercat să avem în această comisie reprezentanți din fiecare categorie, inclusiv din comunitatea romă, medici de familie, reprezentanții din cadrul Biroului de Asistență Socială ai primăriei, ofițeri din cadrul poliției orașului Termănești, preoți, fie din comunitatea ortodoxă, cât și din comunitatea catolică, consilier local, reprezentanți din poliția locală, director de școli și grupul de lucru a fost coordonat de domnul viceprimar. Deci, împreună, acest grup, având în vedere prevederile hotărârii de guvern, au întocmit acest plan de acțiune pentru aplicarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de naționalitate romă, pe care dumneavoastră l-ați văzut, l-ați citit, l-ați însușit și sper că îl și aprobați. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, domnul Roma. Am citit acest program, într-adevăr, văd că se acordă iarăși o grămadă de drepturi la acești cetățeni români. E bună comisia instituită. Revin și zic să continuăm controle
întrucât la aceeași adresă locuiesc de 60-40 de oameni, deci nu respectă legea, în primul rând. Să continuăm. Probabil că programul e de incluziune a lor, trebuie să-i școlarizăm, trebuie să-i acceptăm, dar consider că trebuie întărit controlul asupra lor, pentru că îi scăpăm din. Da, cu siguranță, în momentul în care am venit la primărie, nu am mai acceptat și puteți să faceți verificări, sub nicio formă, domicilii, mutații făcute la cetățeni romi din Bermănești. Era o practică și să știți că în mulți ani s-a mers de ideea asta, fel de fel de indivizi veneau și își făceau mutații la Dărmănești, motivând diverse lucruri, fie că s-a căsătorit cu fica unui cetățean de etnie romă din Dărmănești, că nu are un să locuiască și că locuiește la Dărmănești, fie că nu știu ce s-a mai întâmplat, ajungându-se ca pe o locuință, într-o locuință de, eu știu, să existe 50, 60, 70 de indivizi care aveau domiciliu acolo. Repet, spuneam de când am venit aici, am verificat și toate solicitările de adresă, de buletin pe locuințele lor în spațiu și așa mai departe, se fac doar după ce avem viza celor de la SCLEP și ținând cont de nevoia de spațiu pentru cetățean. Nu poți să ții într-o cameră de 2x2 sau 3x3 20-30 de oameni. Deci nu avem ce face cu copiii lor. Efectiv, copilul când face 14 ani are nevoie de buletin, se justifică e un membru al familiei și acolo, da. Dar în rest, sub nicio formă nu s-au mai făcut aceste. Știm situații similare cu moldoveni care își luau cetățenie în România. Dar nu înțeleg care cu romii deși fac viză pe Dărmănești. Da, am să vă spun eu. Da, am să vă spun eu. Nu e un lent al fiscalității. Să știți că sunt foarte multe, sunt foarte, foarte multe subterfugii, multe lucruri ascunse sub aceste. În primul rând, unii cetățeni nu mai au buletin pe unde sunt ei pe acolo, în localitățile lor. Și au probleme diverse acolo. Vin și solicită, au probleme diverse, dar vin și solicită aici buletin de Dărmănești. Imediat, în secunda 2, deja are drepturi de ajutor social și tot felul de lucruri. Al doilea rând, sunt cetățeni care își ascund identitatea, deci unii răufamați care își ascund identitatea și schimbă numele. Încearcă o căsătorie cu un cetățean sau cu o femeie, o romă din Bermănești și își mută, schimbă numele din cum îl chema pe el, își ia numele soției și în felul ăsta din nou încep să apară anumite lucruri. Multe, multe lucruri care, o altă chestie pe care am constatat-o, să știți că nici cetățenii de etnie romă din Bermănești nu sunt mai la parte decât ceilalți, chiar pretindeau un cost. Adică dacă vrei să dea un spațiu mai bine, dai nu știu câți bani. Și iată că v-am dat ceva exemple, da? Și în felul ăsta, da, în felul ăsta oamenii vor încet, încet fiecare își rezolva problema. Nu cred că chiar stăteau toți cei care au solicitat, dar sunt plecați pe lume pe unde sunt. Dar nouă ne creează un disconfort real, pentru că sunt sute, sute de amenzi care vin pe numele acestor indivizi. Nu i-am văzut poate la față niciodată, dar noi contabilizăm tot felul de probleme pe care ei le au prin diverse locuri din țară sau din străinătate. Acum ar fi bine dacă le-ar achita, dar câte de amenzi nu sunt achitate. Să știți că cei care sunt titulari de rol, atenție, cei care sunt titulari de rol și au luat în spațiu oameni de genul ăsta, au venit și au declarat. 60? Nu sunt 60 la mine, suntem noi 12, cât suntem noi. Și au făcut cerere să-i scoată. Dar de ce i-ai luat în spațiu? Păi mi-a dat și mie 200 de lei. Ca și la mașini. 7 ani sau 5 ani sau diverse. Da? Și în felul ăsta, deci cu siguranță, nu am acceptat sub nicio formă genul ăsta de afaceri de când am venit aici. Dacă mai sunt întrebări? Da, și
Da, poftim. Aș propune ca după ce se pune în aplicare această lege, sau cum s-o fi numit de ea, la un an de zile să prezentăm celor care au propus-o, să ne prezentăm un raport vis-a-vis de situația din Dărmănești. Câți au școlarizat, cât au devenit foarte deștepți, câți au promovat, deci, rezultatele obținute în urma implementării. Cu siguranță cere Ministerul de Interne treaba. Deci, cu siguranță. Și grupul ăsta de lucru rămâne și lucrează și va trebui să... Da? De-aia e și directorul de școală, și poliție, și preotul, și... Și încă ceva propuneam ca de-ați acel grup de lucru să facă parte și domnul Moise. Dacă nu sunt parte, nu e ciut. E păcat. Dacă vreți să faceți parte, nu mai dau întrebări. Vreți să mă gândim în rătul nici? Dacă mai sunt întrebări, domnul Moise, vă rog. Există explicații pentru care sunt înregistrați 50, 60, 80 cât ori fie la aceeași adresă. La adresa respectivă, unde poate e sau nu înregistrată casa, mai sunt încă două, trei, chiar patru case. Lângă. Neregistrate, fără autorizație, fără nimic. Acolo stau acei cetățeni 80, cât sunt prea puțini, nu într-o casă, în celelalte de pe lângă ea, despre care nu o să știe nimic. Deci, nu e înregistrată în niciodată. Atenție, în momentul în care un cetățean vine și solicită să-i facem buletin pe o locație, acea locație trebuie să existe la registrul agric. Deci nu putem să-i facem adresa. Ne întoarcem la ce am spus mai devreme. Dacă în acea locație sunt deja 7, 8, 10 și ea, din punct de vedere fizic, nu mai are unde să mai ieze, da? Nu îi se dă. Chiar dacă el stă în altă parte. Și atunci bine. Și spune, domnule, la registrul agricol, eu am casa mea. Dar nu e înregistrată. De ce nu e înregistrată? Și atunci se vine să fac demersurile pentru a-și înregistra acea casă care spuneți noastră că nu e înregistrată. Îi se alocă un număr, da? 370 de ce nu știu unde sunt acolo. Și omul respectiv care locuiește acolo primește adresă de buletin în casa respectivă. Deci există chiar o strategie a guvernului de a legaliza cumva și a albi documentele acestor cetățeni. Pentru că n-are rost el să aibă adresă la 112 și să stea cu totul în altă parte. Da? Deci nici în situația pe care dumneavoastră ați precizat-o, el nu poate beneficia de buletin la Tigers-ul, pentru că deja depășește numeric și iar ajunge la. Da? El trebuie să intre în legalitate cu locuința pe care o are el. Și intrarea în legalitate se face, în primul rând, prin trecerea în registrul agricol. Trecându-se în registrul agricol, acea locuință, automat și terenul de sub casa respectivă, care este a primăriei, da? Ei nu au acolo o altă. Trebuie să plătească ceva. Și dacă vând, cât e acolo, un metru pătrat. Și dacă vă veți uita, veți vedea că pe rolurile cetățenilor de etnie romă apare impozit casă, impozit teren și taxă de salubrizare. Deci nu există un rol a unui cetățean rom fără să aibă cel puțin cele trei elemente. Că nu se plătește terenul tot în tălarii locuri, de aia da. Achitatea asta da. Vreau să întrebi. Dom'le, acum să știți că sunt foarte mulți români care nu și-au achitat datorii. Nu pot să spun că cetățenii de vie romă și-au achitat. Nu. Aceleași reguli pe care le avem la cetățenii români, le aplicăm și la ceilalți cetățeni. Și ori de câte ori să știți că avem angajamente de plată, în fiecare zi, orice fel de adeverință, orice au nevoie, vin și achită 50 de lei, 30 de lei, 100 de lei, în așa fel încât să se învețe, că au și obligații. De exemplu, ieri a venit cineva să și ei au o problemă cu un scrisul și cu radiatul mașinii. Deci e la modă, să știți. Nu știu ce. Dar știu care au sute de amenzi acolo, pentru că mașinile au 70-80 de mii de lei de plată și plătesc 100 de mii. Nu, cel mai mult 40 de mii de lei amenzi. Deci amenzi pe acolo. Și ieri, vă spun, a venit o familie, da, și a plătit 900 de lei, însemnând 450 impozit pe casă, pe teren și salubrizare. Da. Da, 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 da. 450 de lei și 450 de lei a plătit din amens și a dat total 41 sau 42 de lei. 10% din deci 10% și din tot impozit. Total, da. Deci, chiar foarte mulți
dărmăneșteni sunt supărați pe atitudinea asta, pentru că ei vin, este foarte greu pentru doamnele de acolo să le țină piept, că știți cum vin. Și negociază din 40 de milioane, dau un exemplu, 4.000 de lei, să vin numai cu 100 de lei. Și tu, român, care ai poate 500 de lei și dacă ai nevoie de buletin sau de un document care îți trebuie pentru alte instituții, trebuie să dai minim jumătate din acel Să nu înțelegeți greșit că el are 40 de lei și 40 de milioane și plătește 1 milion și a scăpat. Nu. Pe restul are angajament de plată și în fiecare lună, în funcție de veniturile care are ce. Nu se oprește fiecare lună. Știi chestia asta, e când stai acolo și au uschi târguiala aceasta, sigur că te demoralizează. Aceeași târguială fac și cu români. Să știți, pentru că, da, tot ieri am avut un caz de român, chiar m-a surprins așa, un cetățean foarte legat, care avea 140 de milioane datorii. Și care de 2008 până... Și nu amenzi. Nu amenzi. Deci impozit pe, avea o mașină, impozit pe teren, pe casă, pe curte, ce avea acolo. Și din 2008, nu mai știu, din 2013, în 2013 mi se pare că n-a plătit nimic, s-au dat foarte puțin, în 2014 n-a dat deloc, în 2000, și s-au strâns 140 de milioane. Și a venit și a zis, doamne, dar ce să fac, nu să le dau. Bineînțeles că la cele 140 de milioane, o 7.000 erau accesorii. Jumătate. Da, majorări și ce să fac, pentru că asta e lege. 7.000 de lei. Deci la 14.000 de lei, 7.000 de lei de accesori. Și acolo am făcut la fel angajament de plată în funcție de posibilitățile omului. Adică nu există un tratament pentru unii și un tratament pentru altul. Fiecare încearcă să... Cu fiecare încercăm să discutăm în așa fel încât să recuperăm ceva. Și ce este foarte important? Că toată lumea înțelege că trebuie să își plătească datoriile pe care le are față de statul român. Adică avem și obligații față de comunitate, nu adevărat. Pentru că cei de din comunitatea romă veneau și spuneau de fiecare dată au drepturi. Drept la ajutor social, la toate. E, n-aveți numai drepturi, aveți și obligații. Ca de altfel, toți ceilalți. Și ne plătim obligațiile, datoriile ce avem și... Da. Domnule primar, trebuie să recunoaștem că pentru noi comunitatea asta de rom este doar un necaz. Și avem multe probleme. Trebuie să recunoaștem, poate public, să ne vadă majoritatea populației băștine, așa, a românilor, că chiar ne interesează soarta lor. Avem un exemplu foarte recent, cazul de la Sănătrup cu acea fetiță accidentată. Da. Așa este. Așa. Trebuiau luate măsuri. De ce după ce s-a întâmplat cazul ăla și a început poliția să-și facă treaba mult mai mult decât până acum, de ce după ce au apărut jandarmii, romii s-au liniștit? N-am mai văzut romi în centrul orașului Dărmănești să-și facă regulile, n-am mai văzut romi care să fure lemne, n-am mai văzut 50 de mașini coborând de la Valea Uzului cu lemne în fel de ipostaze. Să știți că eu am făcut demersuri și înainte și imediat după, la fel am făcut demersuri și mai mult decât atât. Am solicitat reînființarea acelei subunități de jandarmi la Dărmănești. Am transmis adrese către instituția prefectului, către Ministerul de Interne, către Jandarmeria Bacău, le avem la mapă. Am avut discuții și cu conducerea de la barajul de la Poiana Unicărită. Se pare că Jandarmeria nu vine doar pe anumite stețe, ci contează foarte mult dacă mai au și în fază obiective importante. Eu sper, acum facem demersul către Ministrul de Interne, pentru că prin hotărâre de guvern se aprobă înființarea unei subunități. Sper să reușim anul viitor și, bineînțeles, guvernul să ne sprijine prin înființarea acelei subunități de jandarmi. Din păcate, concluzia mea a trebuit să moară un copil. Ca să înceapă lucrurile să se miște cât de cât. Nu știu dacă este privit. Nu știu dacă... Noi am fost mulți care am tras semnale de alarmă vis-a-vis de această comunitate. Deci ce ține de mine, să știți că... Nu, eu nu acuz pe nimeni, domnule primar. Nu acuz pe nimeni. Fiecare care știe că l-a făcut să-și pună cerușă în cap. Dar problema este că această comunitate începe să ne domine pe noi. Comunitatea asta spune mai devreme că este o problemă. Este o problemă mare, dar, repet, nu trebuie să stăm cu mâinile sânt, trebuie de comun acord să găsim cele mai bune soluții, în așa fel încât, cu respectarea legii, să fiecare să înțeleagă. Da, într-adevăr, nu trebuie să stăm cu mâinile sânt, mai multe să stăm în sale de alarmă. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, în unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind
privind aprobarea planului local de acțiune pentru aplicarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru anul 2019, a fost adoptat. Punctul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2018-2019 în orașul Târmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și Comisia de Urbanism. Inițiator, viceprimarul orașului Târmănești. Dăm cuvântul domnului primar. Domnule primar, vă rog. Da. În fiecare an, prin hotărârea Consiliului Local, se aprobă programul operativ de acțiune pentru perioada de iarnă. Proiectul și programul vizează în speță măsurile pe care le ia autoritatea publică locală pentru a asigura dezăpezirea străzilor, așa cum se spunea în timpul de iarnă. La un nivel de oraș Târmănești, dezăpezirea se face în regie proprie, în utilajele pe care le avem în parcul auto. La acest moment avem un stoc de peste 1000 de tone de nisip. Am asigurat necesarul de sare și, așa cum este prevăzut în acest proiect de hotărâre, avem utilaje, avem două autocamioane cu lamă și sărăriță, avem un tractor la fel echipat cu lamă și sărăriță, avem un budoexcavator nou pe care l-am luat în cursul anului 2018, la care am cumpărat și am aprobat, mai bine zis, luna trecută, achiziționarea și unei lame. Așteptăm să ne vină de la o zi la alta lamă pentru zăpadă. Mai avem un budoexcavator vechi. Avem o volă, deci cred că la nivel de dotare, din punct de vedere a utilajelor, face față cu bio în sezonul de iarnă 2018-2019. Am făcut și o analiză vis-a-vis de un contract de a externaliza aceste servicii. Vreau să vă spun că cu 40% ar fi costat mai mult primăria dacă am fi încheiat un contract de dezăpezire cu o firmă din, eu știu, o firmă specializată pe așa ceva. Și pentru că, din nou, mă întorc la lipsa de bani, merge pe varianta cea mai ieftină, merge pe varianta de a folosi utilajele pe care le avem, dotările pe care le avem, în așa fel încât să facem economie. Diferența aia de bani înseamnă foarte mare. Deci cu 40% înseamnă foarte, foarte mult. Și sper să, așa cum spuneam, să facem față fără probleme deosebite. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, discuții, domnul Dupriu Căvar. Aș vrea să mă refer la când linge. Să se ajungă și până la biserică, încerc să curăță zăpada. Chiar la cum a fost ultima dată, deci nu s-a dat până acolo în parcare. O să. Așa da. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supunem proiectul de hotărâre numărul 12 la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Domnul Despa, vă abțineți? Domnul Despa? Abțineți? Nu. Nu am așteptat. Am o vârstă și dau mâna la ei. În unanimitate. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune de iarnă a fost adoptat cu 16 voturi pentru. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Târmănești pentru anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001. Avizează Comisia Juridică și Comisia de Urbanism, inițiator viceprimarul orașului Târmănești. O să dăm cuvântul domnului primar. Domnule primar? Sigur, legea 416 prevede că în fiecare an Consiliul Local să aprobe, prin hotărâre de Consiliu, planul de acțiuni și lucrări de interes local pe care beneficiarii legii 416 au dreptul să le efectueze pe raza localității. În anexa la proiectul de hotărâre, vedeți acolo tipurile de lucrări pe care noi le executăm cu beneficiarii de ajutor social, igienizări de cursuri de ape, străzi, salubrizări pe străzi, pe spații verzi și așa mai departe. Sigur că acest proiect de hotărâre îl transmitem la instituția prefectului și am avut situația așa când pe acești beneficiari de 4 lege, 416, i-am mai pus și la alte lucruri
și unii dintre ei se mai plâng. Că vezi, Doamne, îi punem la muncă mai grea și, adică mai grea în sensul că dă cu mărca pe stradă. Nu înțeleg că e și acostul ăsta. Da, nu și înțeleg. Noi dăm acest proiect de hotărâre care să fie acoperitor și să cumva să fie, să împărtăm și pe unii și pe alții, adică beneficiar de ajutor social, să vină și să-și facă orele pe care le au, să-și facă munca conform planului pe care îl aprobăm și sigur comunitatea să, pentru banii care plătește comunitatea, să vadă și efectele muncilor. În mare, să știți că beneficiarii de ajutor social și-au făcut, s-au achitat de sarcinile pe care le-au avut. Da? Ați mai văzut poate la reformatat de cursuri de apă și chiar acolo în comunitatea, sau mai bine zis, în cartierul Brătulești, au participat la deformatarea lui Dogar. Foarte bine, că ei au făcut mizeria. Da, e, conform legii 416, dar au înțeles și noi considerăm firmă specializată. Da. Da. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, domnul Despa, vă rog. Domnul Pădurariu, într-o ședință, cu ceva vreme în urmă, a propus ca să nu mai vedem prin centru acele utilaje cu fuste lungi. Este propunerea de da, eu vin și vă rog. Da. Eu vin și vă rog. Eu nu sunt de acord cu treaba asta, pentru că vă spun din mai multe puncte de vedere. În primul rând, sunt cetățeni care vin și spun că acești beneficiari de ai legii 416 nu muncesc. Nu i-am văzut niciunde. Așa, din munce, nu i-am văzut niciunde, nu fac nimic. Alții vin și spun, care sunt un pic mai sensibili și mă refer la, nu la comunitatea romă, domnule, noi nu dăm cu mătura. Mie îmi rușine să dau cu mătura pe stradă, nu spun. În ce nu foarte bine. Da? Să ne fie rușine să întâlnă și mâna la așa. Și noi am spus să avem aceeași unitate de măsură, unde avem nevoie, unde avem nevoie, îi trimite. Da? Nu avem o regulă că îi punem în centru sau îi punem în centru. Dacă nu am mai folosit acești oameni la curățatul sau la măturatul străzi în centru, ar trebui să apelăm la o firmă specializată sau la cineva care vine să strângă, să măture care, da, care costă bani. Atunci, de asta nu sunt de acord, sunt beneficiari de ajutor social, unde avem nevoie, acești oameni trebuie să răspundă da, să meargă, să-și măture, să facă, să curețe ce program avem. Păi, dar se poate face les de această activitate și în zona rafinăriei, care, din punctul meu de vedere, este deci, cu un centru. Cu siguranță îi trimitem, nu avem o zonă unde trimite și unde nu, toată zona. Și cred că i-ați văzut și pe strada energiei, și pe chimie, și pe curățare, la curățare. Deci, peste tot, vor fi în care se vizionă. Da? Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și implicări de interes local al orașului de Cluj 2019, ce va fi executat de către beneficiarii ajutorului social, a fost adoptat cu 16 voturi pentru. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCD numărul 22 din 23.02.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Dermănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, inițiator domnul primar al orașului Dermănești. Domnule primar, vă rugăm. Da, spuneam mai devreme că am depus prezentare un proiect pentru construirea a două depozite montane. Și trebuie să delegăm o persoană care să aibă funcții pe colaborarea, administrarea și întreținerea refugiilor montane, colaborare cu Serviciul Public pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității Salva Mon-Macău. Noi avem un pădurar la care se ocupă de pășunea primăriei și de terenurile cu vegetație forestieră care nu sunt date în bază la ocolul silvic. Acel pădurar se va ocupa și de și va avea fișa postului și de administrare, întreținere, colaborare și așa mai departe. Sigur că regulamentul pe care noi l-am aprobat anterior nu aveam această atribuție cu forma articolului 61 pentru că nu aveam refugii montane. Apărând această idee de finanțare a unor refugii montane, sigur că trebuie să modificăm și regulamentul de organizare și funcționare și, în urma aprobării și modificării acestui regulament, aceste atribuții se vor regăsi în fișa postului.
da? Ca respectivul angajat să poată să răspundă dacă, Doamne ferește, nu-și face treaba. Deci pentru asta am făcut această notă. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru, abține, împotrivă, în unanimitate. Cu 16 voturi pentru și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a fost adoptat. Punctul numărul 15, diverse, o să dau cuvântul domnului primar. După care, în cazul în care sunt nelămuriri, o să facem o scriere. Da? Da. Domnul primar, vă rog. De scurt am să vă fac o prezentare a lucrărilor pe care le-am făcut noi de la ultima ședință și până astăzi. În primul rând, în zona coloniei vechi, pe strada Chimiei, Căprioarei și Stadionului, am făcut în jur de 800 de 800 ceva de metri în iar pe trotuar, dacă cei care ați trecut pe acolo. Noi am aprobat în bugetul 2018 să asfaltăm zona respectivă. Trotuarele erau praf, erau terminate, erau sub orice critică și am luat decizia de a reface acele trotuare. Spuneam peste 800 de metri în iar, bordură mare, trotuare făcute noi. Am încheiat această lucrare, a recepționat lucrările astea de facerea trotuarelor, urmând ca în cursul anului 2019 să identificăm niște resurse financiare și să asfaltăm acea zonă. Un alt lucru pe care l-am făcut și o parte sunt finalizate, o parte din aceste proiecte sunt pe ultima sută. Spuneam că în urma inundațiilor din iunie, noi am primit niște, am avut obiective multe aplicate și am primit niște bani în hotărâre de guvern. Este vorba de podul de la Dărmăneasca de pe Lidez, care a fost avariat în proporție de peste 80%. Acel pod a fost construit fără niciun fel de proiect. Așa s-a decis la momentul respectiv, în momentul 2015, el a fost, spuneam, afectat de vinitură, a fost refăcut în proporție de 100%. Un alt obiectiv, drumul care duce de pe Mașcaș, care duce spre proprietăți private și spre Islaz, 3 km de drum, la fel, era distrus în proporție de destul de mare, a fost refăcut integral cu utilajele pe care le avem în dotare și cu balastul care l-am primit pe cotă de inundații. Un alt obiectiv a fost podul de la Izvorul Negru, care cei care ați trecut pe acolo ați văzut că era afectat. Mi s-a dat mult prea puțin bani, 110.000 de lei, 100 de milioane de lei pentru a face aripi și acest pod. Lucrăm și la acest moment la acel obiectiv. Afară de asta, să știți că din bugetul local am mai pus niște bani pentru a face niște subsidii. Atunci când au venit cei de la ISU, apa acum foarte mult, nu s-a văzut că rupsese și picioarele de sprijin a podului. Obiectivul, așa cum spuneam, este destul de avansat. Va fi închis, cred că, săptămâna viitoare. Podul pentru trecerea animalelor din cartierul Joseni a fost luat, acel pod care de lemn, a fost luat și distrus 100%. Am refăcut acel pod și până săptămâna viitoare, pe 5 decembrie, constructorul va termina și acel pod. Este o altă structură metalică, s-a schimbat total. Lucrăm în continuare la ridicări de capace. Am închis pe strada Valea Uzului și Brătulești ce s-a asfaltat ultima dată. Am avut de ridicat capacele acolo și s-a finalizat ridicarea de capace. Deci, în mare, ce ne-am propus, am reușit pe luna asta, am reușit să le ducem la bun sfârșit. Ne ocupăm acum de aici în fața primăriei, în Piațetă. Avem acel proiect de reabilitare, de modernizare, de amenajare a unui muzeu în aer liber. Îmi doresc ca până la sfârșitul anului să închidem și acest proiect cu muzeul. Suntem destul de avansați în sensul că s-a semnat contractul pentru proiectare și execuție. Deja constructorul a făcut o parte din și așteptăm vremea să mai îmbunez un pic să poată să continue. Avem
demersuri destul de avansate și astăzi am vorbit cu Ministerul Apărării pentru proiectul pe care l-am demarat la Centrul Internațional de Apărare a Rusului. Acolo s-au făcut niște pași foarte serioși, în sensul că acel cimitir nou este terasa județului Bacău, nu era înainte, în sensul că am obținut niște bani de la Ministerul Culturii, că am obținut și avem studiu de fezabilitate făcut și că luni sau marți vom avea indicatorii și proiectul tehnic la acel monument. Sper ca și cred că săptămâna viitoare, dacă Ministerul Apărării ne transmite acești indicatori, să ne vedem în ședință, să ne vedem în ședință extraordinară pentru a aproba indicatorii, pentru până la sfârșitul anului noi trebuie să demarăm procedura de achiziție pentru execuție. E un proiect foarte important și trebuie să ne ținem de el, pentru că suntem pe munte de cuțit. La fel, acțiunile pentru și perioada următoare veți primi un program cu activitățile pe care le vom avea în luna decembrie. Toate aceste activități vor fi făcute sub umbrela centenarului. Da? Știți că noi în anii anteriori aveam acel concert într-o biserică. Îmi doresc ca și anul ăsta să-l facem sub egida centenarului. Văd aici luni, la ora 16. Sunteți invitați cu toții la o acțiune, pentru că este ziua persoanelor, ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la o acțiune la Căminul de la Plopu, unde beneficiarii de la centrul de la Vermești vor prezenta o scenetă Chirița Antonice, un spectacol. Da? Și vă invităm pe toți și cei care ne văd, ne urmăresc. Vă așteptăm luni la ora 16 la Căminul de la Plopu. Este ziua. Este gratis, intrare gratis. Vine cine dorește, fără niciun fel de altă obligație. Da? Două lucruri vă mai spun și o să închid aici. Avem două proiecte de hotărâre în transparență, transparență decizională. Pe data de 5 decembrie, la ora 14, cetățenii sunt așteptați în sala de ședință pentru aici și dumneavoastră, pentru a avea o discuție legată de taxa de salubritate. Și data spus? 5 decembrie, la ora 14, da? De ce am făcut treaba asta? În primul rând, s-a lansat în dezbatere publică taxele și impozitele pentru anul 2019. Pentru 2019, taxele și impozitele nu vor crește, vor fi indexate cu 1,19, cât este inflația transmisă de BNR. Da? Deci toate taxele rămân la nivelul anului 2018. Sub corecția de 1,19. Iar la unele taxe, acel 1,19 mai mult ne încurca. Era, nu știu, 6 lei și 30 de bani. Și am renunțat la 30 de bani, rămânem cu cele din 2018. Foarte important, deci, la aceste dezbateri publice avem două proiecte de hotărâre. Un prim proiect cu taxele și impozitele, în care avem poziție de taxă de salubritate 10 lei și 40, așa cum era 10 lei și 20, așa cum era prevăzut în planul de evoluție. Și al doilea proiect, care ne-a venit la solicitarea Vis Bacău, tot pentru taxa de salubritate, în care la Vis Bacău ne solicită să anulăm hotărârea dată în 2010 privind evoluția tarifelor la gunoi, și să aprobăm o nouă hotărâre cu un alt plan de evoluție, care înseamnă pentru 2019 14 lei și 27 de persoane. Da? Pentru a parcurge etapa legală, noi facem această dezbatere publică, transparența decizională, cetățenii vor veni aici, vor fi invitați și reprezentați de la DIS, și, sigur, vom vedea ce se întâmplă. Atunci schimbăm și contractul care a fost semnat în 2010. Da. Ei impun să schimbăm taxele. Deci, noi ne-am asumat să respectăm acel plan de evoluție, adică 10 lei și 20 cât e. Mai mult de atât, de fapt, nu am spus posibilitate. Da. Mulțumesc, spuneam că veți primi la mapă planul, programul pentru luna decembrie, ce avem în programul sărbătorilor. Și, acum, vă rog, scurt la diverse, să vedem ce probleme scrie la cuvânt, la domnul Destru.
Vreau să vă întreb, domnul primarul, stadiul proiectului ăla de asfaltare, care a fost de 20 de kilometri, l-a împărțit în 3 segmente, da. De în jur de 6 de kilometri. Deci am depus la Ministerul Dezvoltării unul proiect care înseamnă, știți că am aprobat 10 kilometri de asfalt. Sunt mișcările astea de la Ministerul, a plecat, a venit, sperăm că nu am văzut semnalele erau ca până la sfârșitul lunii decembrie, să avem avizate aceste proiecte. Din ce am văzut și din ce am discutat la Minister, se pare că în februarie se va lua o decizie. Dar deja la momentul ăsta suntem în așteptare. Vreau să vă întreb stadiul muzeului de Germania. Și am spus că muzeul este... Nu avem siguranță de Germania. Nu. Deci el trebuie... El a făcut pentru centenar. El trebuie terminat o lună de centenar. Deci Musai va trebui terminată luna decembrie și aici vreau să mai fac un apel către cetățeni. În acest muzeu vor fi expuse eu știu, artefacte din primul război mondial. Cei care aveți acasă, eu știu, baionete și așa mai departe, scrisori, orice fel de material care amintește de primul război mondial. Baionete funcționale. Ele vor fi scrise acolo. Arme, pistoare, dacă așa, alea nu sunt. Da, deci sigur că ele vor fi avizate. Și noi vom scrie acolo donat de familie, donat de ce, orice lucru care ne amintește de primul război mondial și mai ales de Valea Uzului. Dacă vă amintiți, v-am propus eu și persoane care au sunt persoane care au momente, dar pot să rămână în proprietate. Deci cel care nu vrea să doneze la primărie, rămâne unul respectiv în proprietatea. Să expună, dar este și copilul. Și... lasă concurentul de un an, de 3 luni, de 3 ani, deci fără probleme. Pentru a putea dona să facem acest muzeu, dar momentul ăsta nu avem niciun fel de... Da? Trebuie urgent adunat aceste chestii. Dacă vrem să dăm la muzeu, trebuie să avem trebuie îngrijit. Deci până la sfârșitul lunii, acest muzeu, lunii decembrie, acest muzeu trebuie să fie finalizat. Da? Și asta acțiune în decembrie până la ședință, dacă avem făcută dată. Așa, dacă sunt alte acțiuni, alte manifestări culturale, artistice... Sigur, de asta v-am spus că o să vă dăm un material, pentru că la acest moment, la acest material, să vedem cine ne confirmă ce și cum, și în perioada următoare, vă spun, cu siguranță vom avea și alte acțiuni. Azi, și astăzi a fost dedicat centenarul, într-adevăr, care vor mai fi luna decembrie și în momentul în care nu poate să se vedea ședința, o să vă rog, după ce să opresc aparatul de primar, să vă fac o propunere la toți colegii, inclusiv în și avem o propunere, tot așa o să spun. Dacă mai aveți, mulțumesc, doamna, o întrebare scurtă, vă rog, apropo de tradițiile noastre, tradiția ursului din Dărmănești, unde v-ați propus să organizați? Deci, în acest an, vom respecta protocolul care a fost făcut anul trecut cu acea pilare din fața primăriei pe terenul de sport, acolo din... Pentru că sunt persoane din Dărmănești care primesc invitați și s-au interesat dacă au nevoie de invitații, se poate intra în scenă globală. Deci nu au nevoie de invitații, deci, știți cum s-a mers anul trecut, dar este un amenajat. Pot veni, da. Deci nu avem clasa 1 și clasa 2, nu? Da, atât mulțumesc. Domnul consilier, vă mulțumim, doamna. Da. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem contemporani și vom fi părtași peste două zile la acest frumos eveniment care urmează, respectiv centenarul Marii Unii. Personal regret că Basarabia și mai ales Moldova este împărțită în două. Regret faptul că Prutul este o apă de graniță. Din păcate, ceea ce am observat este faptul că în ultimii ani s-a promovat foarte mult o politică a urii. De această perioadă nici noi, orașul Dărmănești, nu am scăpat. Și din păcate, dărmăneștenii suntem împărțiți în una, două sau mai multe tabere politice. Deci vine asta făcând-o noi. Cei care suntem aici, cei care participăm la viața politică a orașului Dărmănești. Fac un apel spre înțelepciunea dumneavoastră, a tuturor factorilor politici de decizie,
să încercăm să reunim populația orașului Dărbănești, oameni cunoscuți ca și gospodari, oameni loiali, oameni conștienți, oameni serioși. Iar această ură nu ne face nouă celor prezenți aici și la nici un individ din orașul Dărbănești ne face bine. Spun toate acestea pentru că țara, din punctul meu de vedere, nu stă chiar atât de bine cu vecinii pe care ai avea. Și mă refer la Ungaria, la Rusia. Dacă noi, o mână de oameni, ne dezbinăm sistematic pentru interese cunoscute sau mai puțin cunoscute, atunci eu zic că este grav. Am făcut acest apel și am vrut să-l fac chiar înainte de acest emoționat eveniment care va urma. Și eu vă rog să fim noi promotorii celor care încearcă reunirea populației orașului Dărbănești. Înțeleg să fie patim politice, dar să fim ca doi competitori sportivi cuprinși de fair play și să nu aducem în politică huliganismul celor din tribună. Vă mulțumesc! Cred că la nivel național avem probleme și vom avea în continuare. Și eu am sentimentul că se putea face mai mult. Sper ca generațiile viitoare să poată să se dovedească că au capacitatea de a face mai mult decât a generația noastră. La nivel de comunitate locală, sincer, eu nu percep lucrurile ca fiind două, trei sau șapte etape. Nu văd o comunitate care încearcă să se ridice din cenușa în care, să zic, a ajuns. Faptul că s-au distrus acele unități industriale se simte, aveam rafinerie și ce mai aveam noi pe aici, dar n-aș vedea-o ca o, eu știu, tabără pro-unii sau contra-alții. Eu nu vă contrazic, suntem dar... Suntem o comunitate de oameni normali, ne ridicăm din propriile noastre forțe, patriile politice sau ele trebuie să existe fiecare cu cine, cum simte și așa mai departe. E ca și, politica e ca și religia. Fiecare se duce unde crede că așa, în rest, ce să zic. Să ne țină Dumnezeu sănătoși și să ne facem datorii de față de comunitate. Și mai mult decât atât, eu cred că ce ar trebui să avem în vedere interesul comunității și mai puțin altceva. Pentru că dacă avem interesul comunității, cu siguranță nu vom mai avea nici interes personal, nici politic, nici interesul comunității. Să facem pentru comunitate cât mai mult, pentru că cei care vor veni ne vor judeca și ne vor spune, domnule, ați fost acolo, n-ați fost în stare să faceți nimic sau aproape nimic. De asta eu și colegii care lucrează cu mine știu că în fiecare zi muncesc mai mult de 10 ore pe zi pentru a face ceva pentru comunitate. Atât timp cât suntem noi, nu știu cât vom fi, dar să încercăm să facem. Iar acest lucru, dacă fiecare dintre noi va încerca să-l aplice, o să vedeți că încet, încet ne schimbăm ca și comunitate, ca țară, ca nație și vom avea, eu știu, mai mult decât avem la acest moment. Domnule primar, eu vă duc o contrazic și presupun că nici dumneavoastră nu m-ați contrazis pe mine. Puteți fi convins că toți cei, mă refer la partea dreaptă, cum sunt convins că și colegii de dincolo din fața noastră luptă pe pentru... Luptă pe... La consiliul local, ca să vorbim de singură dată. Nu, luptăm pe toate politice. Luptă pentru același ideal. Bunăstarea cetățeanului din orașul Dărbănești, chiar dacă pe cuprinsul unui an sau cu ședințele care au trecut, au mai fost și voturi împotrivă sau abține. Dar nu au fost făcute pentru interes personal unui consilier. Au fost făcut pentru că așa simțit eu la momentul ăla. Poate pentru că nu i s-a explicat suficient de bine. Poate că nu și-a confundat destul de bine pentru de hotărâre. Măcar să dăm da. De aici încolo, că suntem în echipă. Dar nu v-ați simțit dumneavoastră bine să treacă toate 17. Nu, a spune băi, ceva neclar aici. Știi, am rog de înălțime sau de mare, dacă... Păi deja văd ce-ți trag și eu și mie. Nu știu ce-mi trebuie. Haideți să vedem dacă mai... Domnul primar, ați amintit faptul că la bugetul local sunt bani puțini. Se pot face pe obligi și pe ajutoare sociale? Nu. Am întrebat. De ce nu? Alocații pentru bucuria ajutoare? Alocații la bucuria. Bucuria numără, să-mi trăiască. Atât, mulțumesc. 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 Da. Toți.
Problema de la sănătate de niște cetățeni, puntea peste uz. Dimineața am stabilit să mergem da, acolo. Și la canal Supodeț, s-a curățat foarte bine tot canalul de la Erol prin fabrică. Acolo Supodeț, acum a început să strâns apa exact. Acolo este, dar, așa cum v-am spus și înainte, da. Este un beton, nu știu ce, acolo de când s-a turnat. Le-am curățat tot, a văzut Supodeț acolo, dar e un beton, e ceva și se depune la da, a început să decandeze, să strângă apa acolo. Și podul de la peste urci, am înțeles că s-a aprobat ca să se apuce la Neajana. Nu, acolo vorbesc de izvorul Negru. Izvorul la Abate Dumnezeu, că am luat bănuții de la Abate și am făcut subzidirea la... Da, iar acum nu știu mai pot să pun betoane, mai ce să mai... Ați. Mulțumim, domnul Roman. Da. Vreau să felicit pe domnul consilier Milea că a venit cu acea propunere și ideea centenarului, zic că putem să nu schimbăm denumirea străzii Taberei, ci să dăm o denumire străzii de la biserică până la castel, castelul de Stavrese. Aia, și să-i dăm o denumire nouă acelui capăt de stradă de la biserică până la castel. E și strada unde a fost dată centenarului. Să știți că am avut discuția asta cu domnul Fănică și am spus, domnule, de la biserică de acolo să dăm denumire. Am avut discuție și cu proprietarul. L-ați găsit totuși? L-am găsit și proprietarul mi-a spus, proprietarul mi-a spus că va contesta cu siguranță schimbarea denumirii de stradă, pentru că el are acolo o proprietate care apare pe strada mea. Și a început să facă... Și în castelul pe ce care apare? Da. Adică sunt niște lucruri care trebuie să vedem modelul. Cea mai bună soluție, cea mai soluție ar fi, cum îți spun, că dacă am găsit un capăt de stradă, unde nu există nicio de exemplu, casă și... Da. De la, de la Uzi Brichet în sus până la ultimele case, cum se numește strada? Ăla-i dat pe puteală. Nu, atenție, nu. Deci până unde avem casă, se menține... Uzine fără număr. Nu, așa nu. Este o zine acolo, iar căputeanul începe după... După casă. După casă. Nu e o zine, e energie. Energie fără număr. Da, energie. Nu știu, eu mă gândesc tot în zona, în zona coada lacului și propunerea mea, știți că părerea acum, dacă nu e așa, eu vă spun, dar acolo nu e stradă. Există drumul prin Cesii. Da. Și despre această informare, dar care trece pe spatele stadionului, da. Are amenajat. Și acolo era un bun de privat turistic. E bună ideea. Să putea face aici pentru biciclete. Circulă căruțe, adică. Da. Noi trebuie să-l cadastrăm, să-l cadastrăm. Ideea este bună. Părerea mea este să nu ne privim, să repede dăm o hotărâre de consiliu, doar să o dăm ca să avem după aia țară de cine ne contesta. Ne uităm, găsim o ridicare de stradă, unde, cum, facem o ridicare topo și dăm domnirea. Dacă aceste proiecte intră în atenția consilierilor, colegilor mei și a dumneavoastră, aparatul primăriei, și le punem în dezbat și le gândim. Eu sunt mulțumit că sunt până la urmă să deci nu există un recurs. Ideea este ca ele trebuie să fie făcute calma, nici să deranjeze. Dacă pui pe strada energiei, schimbi strada energiei sau strada nu știu care, le s-ar oameni în cap, pentru că înseamnă niște costuri enorme. Haideți să facem strada asta, care a fost acale ferat. Da. Da, nu, aia este cea mai bună, aia bună și... Păi chiar așa se numea, aia zice, zic așa... Părică, se poate că până nu am putut să scris, o mică problemă. Trecem permanent pe lângă acest gard, de lângă aneleuri, care cade pe noi. Deci ședința de luna decembrie, veți avea la mapă vreo 4 hotărâri de consiliu, care va crește, majora impozitul până la 40%. Hai să facem deci am avut domnul, dar curiozice, când și domnul Vescu, deci va intra terenul ăsta, va intra fabrica de modulă și într-o parte și deci am făcut o grămadă de solicitări și de poate fabrica de... Nu, este proprietatea țării. Da, să-și facă treaba. Nu-i terenul. Da, deci va plăti impozit, așa cum spune legea. Ne putem apuca să facem garduri. Dar el mă surpește în fiecare lună, eu mă surpe. Deci, în luna decembrie va fi problema de asta.
Domnul Balaș, vă rog. Da. Eu aș vrea să mă atin, așa, e mai mult. Dar după ce am vedea capace în Prăturești, e în zona asta, acum 2-3 luni, în stație, la fostul Stănoaia, acolo, sunt capace de aia, nu știu. Au făcut solicitare la cei de la, da? Să puni să pară, și știți? Știu. Va fi o problemă. Deci în perioada de notificare a defectelor, am solicitat să vină să-și repare problemele. Și nu-i mai. Care au fost bombardați de așa și au murit acolo niște ruși, nu știu cât sunt. Și Ministerul Apărării, fratele bunica mea, nu sunt morți acolo. Da. Da, deci la Ministerul Apărării nu au fost acolo. Acum vreo 20-30 de ani venit o soaică la sănătut la școală. Nu știu dacă știi ce. Iar noi, ca și demersurile legale, căuta mormântul soțului. Iar ca demersurile legale. Deci sunt ruși acolo. Ca demersurile. Da. Ca demersuri legale, noi ar trebui să facem o adresă către Ministerul Apărării din Rusia și să ne spunem, domnule, dacă doriți și ne dați voie, noi am putea bugetul local să amenajăm un monument a eroilor ruși morți acolo. Și poate vom face și treaba asta, dar haideți întâi să facem monumente pentru eroi români, să ne spunem și acolo. Da? Deci acolo sunt doar ruși în evidență. Cum? Fără discuții. Deci nu apare... Când a venit în Termănești, un mers la școală la Sătruc și a solicitat așa, oferea o sumă de bani să facă cine reușește să găsească unde e soțul mormântat. Care e mormântul soțului? Și mai mult decât atât. Deci era, era foarte bine informată că rușii sunt acolo. Iar ce am mai găsit la Chitupire, că în 1944, după ce au fost bombardați de nemți, cei au bombardat acolo, o parte din ei au fost îngropați acolo, o parte au fost duși în cimitirul ăsta de la tabără. Și apar în cimitirul de la Valea Unsului, în 1916 și în 1944. Da? Înmormântați. Și zic, măi, dar ăștia unde au mai murit? Păi, vreo 10, pare, se ruși, sunt duși în cimitirul de la Valea Unsului. Ce sumă? Zalevski, Țării Bărți, sau unde? La biserică. Ce sumă? Da. Și am aplicat, o să dăm acele amenzi. Să știți că la Sălătuc este o regulă de a lăsa animalele să pască. Am avut discuții cu proprietari de cai de acolo din zona. Da. Și eu am spus, domnule, știți, avem pășune acolo, care nu se le dăm, dar ar putea să găsească o soluție, nu pe strat. Asta este o variantă cu amenda. A doua variantă pe care am discutat-o și aș vrea să o punem în practică de anul viitor, este acolo unde nu se identifică proprietarul și mă refer, proprietarul animalului și mă refer la ceilalți, da? Care au tot felul de catări, măgari și ce mai au pe stradă, să putem valorifica carcasa respectivă. Deci animalul se ridică legal, ce se întâmplă, căci se duce. Dacă e calul și la urși, nu, se valorifică. Orice serios de animale, trebuie să ai grijă. Și ați văzut și noastră la Sărătuc, sunt cai foarte frumoase, am văzut cai exemplare foarte frumoase lăsate pe stradă aici. Și va trebui să găsim o soluție în sensul de a fi foarte fermi. Pentru că dacă vor primi amendă, la un moment dat ceva se întâmplă. Iar la ceilalți, ridicat animalul,
dus la abaturizare și treabă, nu, omul nu trebuie nimic, da, să nu... Pentru că am avut varianta cu oborul, nu este cea mai bună variantă, da, pentru că i-am dus acolo, noi aveam cheltuieli cu apă, cu mâncare, exact, cu tot felul de chestii și... Da. Deci cam așa, în viitor, astea sunt soluțiile. În primul rând amenzi și după aia... Dacă mai sunt... Domnul Petre, vă rog, să știți că am luat într-o anumită ordine. Asta se dea ordine. Deci am luat despre nu te-am gândit să vreți, dar domnule, a fost la probă al altuieri, dacă nu? Așa, da. În zona aceea a fost un scandal cu drumul care se face de la Mina Vermești până în sat. Deci e interesantă povestea asta, să vă spun și eu. Deci noi cum refacem, am avut o discuție cu direcția silvică, pentru că direcția silvică scoate niște lemne de la Flopu. Și săptămâna trecută, domnul director de la SEA a venit la primăria Dărmănești, am avut o discuție, am pus fiecare ce am putut acolo, când am luat și utilaje, piatră, noi am dat și un cimbru compasor, să facem drumul ăsta în așa fel încât și agenții economici să-și facă treaba, și rog Silva să vândă lemnul, dar nici cetățenii nu fie deranjați. Și pe tronsonul de drum, de la ieșirea din sat, drumul roșu, cum spuneți dumneavoastră, și până la intrarea în Comănești, pentru că era o suprafață destul de mare, poporul nu avea atâta piatră spartă și s-a mers cu un blocaj de balast. Balastul l-am pus noi la dispoziție, cilindrat, cu autogredă și așa mai departe. Sigur că peste acel balast ar trebui să vină cu un strat de piatră spartă, dar se poate circula bine pe acel drum. Bun, au venit unii cetățeni și a spus că nu e bun ce facem noi acolo. Și că ar fi mai bine să lăsăm exact cum era înainte. Adică, în România, exact ce spunea Dorul de Spada, toată lumea știe să facă de toate. Dacă îl întrebi ce meserie are, îți răspunde că respectivul asta era șoban. Dar știa să facă și drumul, știa să facă și autostrăzi, și bazoane, și elicoptere, omul le dădea lecții la drum. Știa să facă. Sigur că noi trebuie să le facem treaba, trebuie să le facem treaba în așa fel încât și cetățeanul să fie, pentru că pe mine cetățenii mă interesează, primul rând, dar și ceilalți cu care nu putem acum depune toți un drum și nu mai dăm voie direcției silvice să facă lemn, nu mai dăm voie lui ăla să treabă. Da, deci legat de dacă vă refereați la cearta respectivă, nu a fost cearta, a fost o discuție, s-a făcut acel lucru. Cum au depus, trebuie după așa, s-a văzut. Da. Am început aseară, și am început ațel pașa, am jurat. Respectivul, domnule. Da, pe, nu o spun, o venit acolo la mine. Că domnule, dumneavoastră trebuia să fie acolo, să fie acolo, să vezi și care era. Nu m-a fost anunțat și nu mă interesează. Dar acum, dacă ai spus tu, mâine dimineața, la acolo. Am plecat acolo la ora 9 dimineața, am ajuns până la Dermești acolo. L-am găsit și pe el, pe zona acolo, m-a așteptat. Era calm, am ieșit de sala azi. Atunci când ne-am dus noi acolo, din cauza frigului, consumați-o să plăcește. Păi cred. Nu, deci am ajuns acolo, deci am întâlnit cu domnul inginer la sine, un domn anumit. Am stat de vorbă și cu tensiune. Și... Și iese treaba bună? Și, da. Nu, au venit treaba, deci bună, de la mine, poate, de un drum iese ca lume, un drum normal. Dar până am venit domnul inginer în zona care de acolo, oamenii respectivi, deci bunovanii cei mari, aruncau în bucațele oamenilor la margine acolo. Și am zis eu, măi oameni buni, dar de ce dați acolo, puniți-i un imediat de asta mea, două zile mai asta mea, pentru că în mijloc fără pământul acolo, pune cei aparte să bată. Deci era acolo, deci... Deci, trebuie să o rezolvat. Deci drumul la roșu, v-ați aminte când ați stat spus de el. Nu, deci, stratul gros, e balasul, e bun, nu cum a spus ăla, e mână sau pământul acolo. Deci, omul nu s-a dus în bază. Și du-te înapoi, a spus azi dimineață, să vezi drumul. Deci, repet, când cineva în țara asta încearcă să facă ceva, cu siguranță se vor trezi 3 sau 4 care... Vă găsesc unui bun. De asta mergem așa de repede. Am zis aia, dacă facem unui bun, dacă facem unui bun. Și asta, deci e și treaba bună acolo, m-am putut cu domnul inginer, trebuie domnul primar acolo, podul care vine, deci apa de la Jucu Mihâci, vine la capătul, la Givale, la Mienă, la poartă, este înfundat, el e betonat. Ăla când vine apa de munte la deal, vine acolo și traversează drumul și-l rupe iar, din nou. Deci trebuie folosit podul. Podul, dar nu știu cine e. Da. Altă variantă, de ce cu lama a făcut șans către drumul care vine tot de la munte, mai coace către drumul roșu,
am făcut un șans de scurs de acolo. Acolo, dacă vă spun domnul inginer, dacă urmează, aveți un tub mai mare, deci e pus acolo. Ca să poată trece drumul, ca de unii din munte. Sunt și eu la băieții de la direcția Sigur. Dimineața vorbesc cu domnul Preda. Și poate de vorba. Da, e destul așa. Da. Acolo, e bine că spuneți e indirect. Treaba, treaba direcției Sigur. Ei, treaba lui, zic sigur. Da, atât, da. Mi-a spus să reacă, dar am înțeleat că oamenii de în sat, deci trebuie să înțeleagă, vor clara pe această concasare pe dar deja s-au aruncat de astăzi. Da, s-au drumul după aceea, după ce este din zona. Și vremea cu legere, dacă nici nu poate. Da, și eu s-au liniștit. E bine, bravo. N-am văzut cu ideea, am văzut cu ideea. Mulțumesc, doamnele, ca să cu doamna prietenea asta, aș vrea să-i spun așa, când te jură cineva, cheamă poliția. Nu. Ședința ordinară a Consiliului Local s-a încheiat. Vă mulțumim. La mulți ani România, la mulți ani România.